Cât este, te rog să-mi spui? 2 ori. Spuneți un pic. Ce-am scris acolo cu... Înmulțirea unui număr cu 10. Da? Cu 10. Chiar așa trebuie să-ți vorbesc ce am scris. Foarte tare și merge. Spuneți ce ați scris. Că nu-i românește scris acolo. Corect. Da, așa mai scrie. Este așa mai eu. Mai urât. Ca să spunem. Nu, este frumos. Tu ești drăguț. Deci înmulțirea unui număr cu 10. Număr cu 10. 2 ori 10, da? Este egal cu? Ați zis 2 ori 10, 20. 20. 20. E parcă aș fi fost 2 ori 1, parcă aș fi scris 2 ori 1 și pun 0 la sfârșit. 2 ori 1 egal cu 2, deci 20, da? Ia să mai vedem. Orice număr înmulțit cu 10 așa dă același număr. Adică dă același număr. Da, să zicem că este... Stai, că îți spun niște lucruri foarte interesante. Orice număr înmulțit. Spune-mi, că eu asta am aici și vreau să ajung. Dacă 10 ori 10, vreți să vă spun la tablă? Da, sigur. Da, dacă, 10. Să zicem, 8... 8 ori 10 este egal cu 80. Așa. Deci orice număr dă, de orice număr cu 10 dă 80, 70, 90, dar, numai că la 10 ori 10, da? Da, 10 ori. Aoleu, spart. 10 ori 10. Da. Este egal cu 100. Dar pe zi unde asta? Pentru că nu se poate ca 10 ori 10 să deie 10. Nu se poate, da. Dar uite aici, eu aș deduce la șmecherie. Iar 8 ori 1 cât face? 8 ori 1, 8. Să punem 0 ăsta la sfârșit. 10 ori 1, cât face? 10 ori 1. 10 ori 1, 10. Și punem 0 ăsta la sfârșit. De aia este. Așa. Da? Ia să vedem acum. Cât face 23 ori 10? Dacă 2 ori 1... Nu, 23 ori 1. 23 ori 1. Deci tot numărul ăsta. 23 ori 1 cât este? 23 ori 1, 23. 23 și punem 0 ăsta la sfârșit. 230. Foarte rapid! Dar dacă dăm... Ia să vedem. 29 ori 10. Egal cu... 29 și 0 la sfârșit. 220. Foarte tare. Da? Te rog. Deci, e foarte clar. 29 ori 1 egal cu 29 și apoi 0. Deci, cum se înmulțește un număr cu 10? Se pune 0 la sfârșit. Asta e șmecheria. Asta e ala. Ia să vedem. 375 ori 10. 375 ori 10. Da? Ori 10. Puteți să nu știu ce sunt, ca să scriu, că chiar vreau să scriu. Ideea asta îți pare foarte tare, nu? Că ajungi 0 la sfârșit. 275 ori 10 este egal cu... 375... Oleu! Și 5, așa... Eu mă duc ăsta. 375... 375... Ori... Și un 0. Câte poți să citești numărul ăsta? 3750. Corect. Mamă, ce bun! Foarte tare! Foarte tare! Deci cum se înmulțește un număr cu 10? Orice număr înmulțit cu 10 se scrie numărul și la sfârșit pune la... Dar nu știți cât dă? Să zicem 9 ori 0. 9 ori 0? 9 ori 0. 9 ori 0. 9 ori 0. Așa. Este egal cu 0. Da, dacă spun 700 ori 0. 700 ori 0, da. 0, 0, da. Și dacă se nu trece... Orice număr înmulțit cu 0, dă 0. Orice număr înmulțit cu 0. Și, dar nu știți cât face norul? Norul nu? Nu. 9 ori 1. Da? 9, sigur. Dar 9 ori 100. Na. 9 ori 100? 100, da. 9 ori 100. Stop. Ca și cum ar fi 9 ori 1. Lasă așa. Ca și cum ar fi 9 ori 1. 9. 9. Și ai pus 2 zerouri, că acum ați 2. Astea 2 se duc la sfârșit aici. Foarte tare. Când am fost un singur, când am avut un singur zerou, adică cu 10, am pus zerul acela la sfârșit. Când e cu 100, punem 2. Da, dacă dăm 8 împărțit la 1000. 8 împărțit la 1000, lasă-mă ușor acum. Mulțit cu 1000, dacă vrei. Mulțit nu prea așteptă. Nu, 8 înmulțit. Înmulțit cu 100 mai întâi, să zicem. Înmulțit cu 100. Hai să vedem. Eu am zis împărțit. Da, așa e zis. Ce vreau să zic înmulțit și... Am scris... 8 ori 100, ia să vedem. Eu am zis 8 ori 1000, că am făcut-o odată cu 100. Da, cum vrei de odată. Hai 8 ori 1000, hai. Face. 8. Foarte tare. Astea 3 0, 8 ori 1 face 8. Și 0 ori 3 la sfârșit. La sfârșit. Da, foarte. Ei, acum e loc în bancă și începem lucrarea cu adevărat. Da? Uite, să-ți rog să încep să-mi spui cât fac 73 ori 10. 730. Sigur că da. Scrie 73 ori 1, 73 ori și 10-le 0 acela la sfârșit. 730. Ai zis foarte, foarte bine. Oh, nu ce-a spus, că da. Așa, da. Hai să vedem alta. Cât face 73 ori 100? 703. Adică 73 și câte zerouri se pun la sfârșit? Important. Și pe un citim numărul. Oh, 703 sute. 73 și 2 zerouri. Și acum citim numărul. 700... Da. 7300. Așa, 7300. Da? Că unități, zeci, sute, imi. Bun. Cât fac 73 ori 1000? 7.300... Să scriu așa, scriem cum? 73 ori 1. 73 ori 1 face 73. Și câte zerouri se pun la sfârșit? Tot 3. Și acum să-l citim numărul ăsta. Dacă reușim să-l citim, suntem foarte tare. 7... Dacă ar fost numai atâta, cum ai citit? 3.000. 3.000. Dar acum scrie de mii. 73. 73 de mii. 73 de mii. Atât. Și ne oprim aici. Acum vreau să mai insist la o altă chestiune. Ia să vedem cum facem noi 7 ori 111. 7 ori 111. 777. Foarte tare. Dar acum ai zis așa că nu, eu nu m-am prins. Nu ai zis tu cum? Care a fost ideea? 777, că nu am gândit de asta. 7, 7, 7, 7, 7, da. 7, 7. Așa. Dacă ar fi fost, să zicem, ori, 222. Așa, hai, să vedem. Parcă îți pare rău. Exemplul ăsta, hai să vedem. Aici, ce este? 8 ori 2, 10. 8 ori 2? 8 ori 2, dă 2 ori 8, 8 și 8. 8 cu 8, 16. Așa, 8 ori face 16. 16. Oleu, totuși trebuie să găsim o regulă. Nu crezi că ar trebui să facem o, când nu facem o greșeală? Ia să vedem dacă domnul... Ți-ar fi venit. Dacă ai fi dat tot 111, tot ar fi fost mai bine, nu? Așa cu 2, 2 aici e un pic mai complicat. Uite, Elisa, o să împreună acum, o să mergem în bancă și eu trebuie să încerc o idee încât să mă descurc cu 2, 2, 2 cum ai dat tu atunci. Da? Ia să vezi cum fac. Vreau să mă ajut să spui 222. Cum se scrie desfășurat? 222. 200 plus 20 plus 2, nu? Se scrie 200 plus 20 plus 2. 200 plus 2. E bine? 200. Asta înseamnă. Asta cifra sutelor îmi spune câte sute sunt. Asta 10 ori câte 10 avem. Și 2, iar cât avem. Deci 222. Așa se scrie. Aș vrea să mai insist un pic pe scrierea desfășurată. Cum pot să scriu eu pe 374? 374. Cum îl pot scrie desfășurat? 374. Adică 300 plus 70. Pardon. 300 plus 70. 300 plus 70 plus 4. Așa se scrie 374 desfășurat. 374. 300 plus... Sigur. Sigur, da. Aici vrei să scrii din ceea ce am făcut noi aici, da? Da. Asta poți să scrii 7 ori 11, că fac 777. Da, cu 222. Lăsăm un pic mai târziu, da? Să vedem, da. Acum facem un pic de antrenament să ne încălzim, să vedem ce idee are. Bun. Deci 374, asta înseamnă 300 plus 70 plus 4. Dar 527, cum s-ar scrie, te rog? 527? 500 plus 20 plus 7. 500 plus 20 plus 7. 500 plus 20 plus 7. Și acum hai să ne întoarcem la ce ai făcut aici. 7 ori 111. Am făcut-o. Era 8 ori... Ai dat, dar să le spunem prietenilor noștri că este bine. Pentru că pe 111, cum îl pot să scriu? 7 ori. În loc de 111... Nu, dictez că eu ocup tabla tot mână și nu mai las mine de loc. 1 plus 1 plus 1. Adică noi, bine, 1 plus 1 plus 1 fac 3. 1 ori 1. Adică 100, când ne-ați dat, 100. 100 plus la 10 câte avem? La 10. Tot una. Tot una. Plus o 10. Plus o 10. Și plus 1. Da? Deci desfășurat 111 înseamnă 100 plus 10 plus 1. Asta înseamnă desfășurat. Și acum, șaptele astea, pe toți din paranteză, se mulțește pe toți din paranteză. Și va fi 7 ori 100? Cât faci? 7 ori 100? 7 ori 100... 700. 700. 7 ori 1, 7 și cu 2 de roși. 700. 7 ori plus 70. Așa. Plus 7. Plus 7. Și acum el e desfășurat și se scrie strâns. 777. 777. Foarte, foarte important. Și acum, hai să ne întoarcem și la mulțimea aceea cu 8. Ori 222. 8 ori 222, unde noi aveam dificultăți foarte mari. Păi, aici. Hai să desfășurăm. Zicem 8 ori. 8 ori, paranteză, 200 plus 20 plus 2. Foarte clar. este egal cu. Acum, 8-ul pe toți afectează. Se mulțește cu toți. Da? Scrii și tu, că tu asta știi să faci. Îmi place foarte tare cum scrii. Am să și arăt caietul, ordonat, aranjat. Se vede că ai, cum se spune, partea asta estetică de la desen venită. Scrisul frumos, ordonat. Și sigur că da. Am foarte mult să aibă... Am să spun un lucru. Este esențială. Da, da. Deci, caietul ei este oglinda felului în care învățătoarea face treaba asta la clasă. Da, ordinea de acolo. Ordine, da. Da. Deci, mai conveni. Mi-amintesc când fiica mea era în clasa 1, era perioada aceea când se făceau bastonași, era pe timpul nostru, și pentru prima dată m-am aplecat și eu să arăt cum se face un bastonaș și mi-a ieșit mult mai urât ca al ei. Și atunci ea mi-a zis să nu mai vin niciodată din clipa asta, pentru că scrii mult mai urât ca mine. Al tău se vede de departe că e mai urât ca al meu. Și eu nu m-am mai apropiat niciodată. Deci, definitiv a rămas varianta ei ca fiind cea mai bună. Așadar, ea ce avea? Mâna învățătoarei. Da, da. Și, cum să spun, copiii sunt așa de ușor de modelat de un învățător profesionist, încât nu mai ai nicio durere de cap tu ca părinte. Când ai șansa să ai un învățător foarte bun. De aceea, bine ar fi ca învățământul să fie populat de oameni dedicați, oameni care, cum să spun, nu au alt gând decât să facă, bat câmpii acum și pierd timpul. Ai avut dreptate. Începem. 8 ori 2. Hai să facem acum. 8 ori 2. 8 ori 2, 16. Și câte 0-uri să mai pun după 16? Că e cu sutele aici. 2. 2 0-uri. Adică cât a făcut 8 ori 200? 1600. Excelent. Plus. 1600. Plus. 8 ori 20. 8 ori 20. Tot așa, 8 ori 2. Pur și simplu, 8 ori 2. 8 ori 2, 16. Și câte zero o să-i pun la sfârșit? 1. Un singur zero, sigur că 160. Și plus 8 ori 2. 16. Și nu mai pune niciun zero. Și nu mai pune niciun zero. Și este calcul. Eee, acum. Pe 1600 las așa. Poți să spun 1000. Hai să spun 1000. Tu mă arăți 1000 și câte sute? 1000 plus 1000, adică cu 3 zero, da? Oh, pardon. Așa, 1000, deci cu 3 zero. 1000 plus... Plus 100. Nu, plus câte sute? Plus 600. Plus 600, că așa zice, desfășurăm, da? 1000 plus 600. 600. Plus 160 se desfășură și pe el. Adică 100 și 160. Da, plus 60. Deci 100 și plus 60. De aici e desfășurarea. De ăsta. 100 plus 60. Și la 16 să scrii și pe el desfășurate. 10. 10 și 6. 60. 16, da? Deci un 10 plus un 6. Iată desfășurați și aici. 10 plus 6. Și era acum. Mii, mai am câteva mii? Mii. Mai sunt mii pe undeva pe traseul ăsta? Nu. Mii, doar una este. O scrie. 1000 plus sute. Ia să adunăm noi toate sutele. Vreți vin? Nu. Din bancă tu mă ajuți. 600 plus 100. Nu, de la ta nu mi-a de timp. 1000 plus cât? Ce tot 600 și 100? 600 și 100... Plus 700. Plus 700. Și plus 10. 60 cu 6, cu 10 asta. 60. 70. Și plus 6. 70 plus 6, da? Și să scriem numărul ăsta, dacă avem 1776. Cum îl scriu? Plus, 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 am și spus eu. Cum scrie? Așa. Cum se scrie asta? În primul capăt. Da. Facem primul cap. Și este egal cu 1000 plus 700. 0 plus 0. 0. Da. 0 plus 0, 0. 0 plus 7, 7. Deci la sute. Aici e 0, 0, că zic 0. Și aici vine 7. Face 1700, da? 1700. Deci, bun. 1700. Plus 70. 70 plus 6. Așa, plus 70. Acum plus facem 6. 1700 plus 70. Așa. Primul tot pe pagina ailaltă. Nu. Ai loc, ai loc. Nu-ți fac probleme. Să știi că și eu am loc în colțul ăsta și mă descurc. Eu nu știu că dacă îți place ție, se duce pe pagina cealaltă, nu am nimic împotrivă. Și este egal. 1700 plus 70. 0 plus 0, 0. 0 plus 7, 7. 7 plus 0, 7. 107. 1770. Că locul 10 este aici ocupat. 1770. Și 6-le care vin la unități. Iată, așa. Asta e rezultatul. 1776. Ca unul care am forțat mâna aici, am descoperit un lucru, că am greșit eu ceva. Ce am greșit? Eu am făcut antrenamentul ăsta să scriem desfășurat un număr. Da? Un număr, cum îl scriem desfășurat, dar înapoi n-am făcut. Dacă e desfășurat, cum îl strânge? Da? Iată, bunul meu simț pedagogic, nu-mi reclamă, că am forțat mâna aici, pe ea am pus-o în situația că ne-a făcut clasic adunare. Ea n-a sesizat aici că locul sutelor rapid vine aici, nu? Aici, practic. Locul zecelor e cu anii 7. 1776. Eu așteptam de la ea. Acum vorbesc cu prietenii noștri, toți cei care vor urmări lecția, pentru că profesorul din mine trebuie să recunoască faptul că n-am pregătit lecția cum trebuie. Adică desfășurarea am spus-o. 374 se scrie 300 plus 70 plus 4, dar înapoi, scrierea înapoi, adică eu trebuia să duc așa. 300 plus 70 plus 4, ea să se sesizeze deodată că locul zecilor e ocupat de 7, adică mersul înapoi a egalului acesta. Nefăcând așa ceva, nepregătind, am pus-o pe Eliza în situația dificilă de a face clasic, cum ea avea ordonat în minte. Facem prima operație, adunarea asta. Ea a luat-o, 0 și cu 0 fac 0, 0 și cu 0 fac 0, 6 aici, dar nu se sesizează deodată că la sute se duce deodată 6 aici și 10 și unitățile se libere. La fel se vine din partea asfaltă. Deci de ce nu se sesizează? Fiindcă n-am făcut antrenamentul. Deci vina aia mea, a profesorului, a învățătorului. Eu n-am venit, n-am sesizat mai din timp că îmi trebuie pregătirea asta. Așadar, te rog, Eliza, mergem așa. 739. Cum se scrie desfășurat? 739 se scrie 700 plus 30 plus 9. 700 plus 30 plus 9. Dar cum s-ar scrie legat 300 plus 20 plus 3? Cum s-ar scrie strâns? Aici pare a fi desfășurat. Și acum cum scriem strâns? 323, sigur că da. Deci egal cu 300, deci ea sesizează, având filmul deasupra și de desubt, sesizează acum prin comparație că se poate strânge repede sute, nu mai de delimit, la 10 doar 2-ul și la unități 3 și atunci strânge 323. Dar te rog, 1000 plus 1000, patron, 1000 plus 300 plus 20 plus 7. Cum se strânge 1000? 1327. Iată, dragilor, v-am dovedit concret că slăbiciunea mea s-a manifestat la ea, am supus-o unui efort maxim aici, ne pregătind o lecție. Deci etapa asta, dacă am sărit-o, ea trebuia să facă plastic, cum știa el, să le adune două câte două, să facă toată chestia asta. 1327. Aici, ăsta e rolul filmului. Profesorul din mine, sesizând, se reabilitează aici, dar dacă acasă mă duc și învăț lecția, eu, învățător, profesor, văd lecția, îmi dau seama ca la anul, să zicem, când faci chestia asta, să mă pregătesc cu toți pașii. El, copilul, n-are nicio vină în toate chestia asta, că eu n-am surprins lucrul acesta. Ce vreau să vă spun? Cum se întâmplă ca în activitate de profesor, mi s-a întâmplat să am două clase paralele, două sau trei clase paralele. Îmi amintesc în primul an de învățământ, îmi dăduseră 7 clase de a 9. 7 clase de a 9. Așa că mă apucam și eu la prima lecție, mă învățam bine acasă, credeam eu, și făceam lecția cu prima clasă. Până ajungeam la 7-a clasă, învățam și eu lecția cum trebuie. Vorbesc despre felul în care să o prezinți. Este esențial. Esențial. Nu-i de glumit. Nu-i de glumit. Partea pedagogică este partea cea mai dificilă. Cea care nu se vede. Și eu m-am tot adresat, mă rog, celor care se ocupă de partea asta. Nu întâmplător, nu știu dacă ați văzut ruca la Prof Online acolo, la cele 1600, nu știu câte direcții sunt în state, 1660 și ceva, ei bine, de desubt apar o parte din comentarii. Comentarii pe acest blog. Dacă dați click și vă uitați acolo, veți vedea reacția unora care scriu mesaje. Că foarte mulți, să zicem, văd direcția, se bucură, dar nu scriu un mesaj. Ei bine, ce mă surprinde în mod plăcut este și reacția multor profesori care au naturaliția și sinceritatea spun, știți, ne bucurăm că există acest blog, pentru că învățăm cum să îi învățăm pe copii. Este esențial. Așadar, mă întorc aici. Și insist. Este de o frumusețe rară partea asta de dialog cu copiii. Pentru că... Păi terminați, nu mi-atrage atenția piluți, nu mai bea câmpii perstin cu mine, mă ții de aici, vin ceva concret să văd ceva dată despre ei, da? Da. E super. Asta se întâmplă copiii care, mă rog, merg în ritmul acesta mai e în față și dacă la clasă, iar mă leg de aceea, pentru că este esențial să poți să-i activezi, să ții pe toți în priză. Deci dacă ai așa de terminat, trebuie să-i dai neapărat ceva în plus. Altfel se plictisesc, iată acum, vorbăria asta noastră goală, parise, ea o plictisește. Ritmul la clasa ei este un ritm foarte rapid. Foarte, foarte rapid, alert. Îmi dau seama, mă. Pentru că... Ea nu e... Dintre cei mai rapizi, să spunem, din clasă, dar s-a adaptat și de aceea nu stă în fire, iar tot timpul trebuie să aibă ceva de făcut. Tocmai, că la clasă așa este, asta e ritmul. Și atunci, învățătoarea are o șansă imensă acolo, pentru că, să spunem, ritmul este foarte bun, dar și acolo se fac, sigur, ierarhizare în scară. Și acolo trebuie să știi, să le dai la primii 3-4 ceva de lucru, același așa. Eu aveam în clasă olimpici, de faza națională, deci aveam 2 de faza națională, luasem locul 2 de țară, dar aveam și ceilalți care erau la nivel. Și atunci trebuia să spun, voi luați asta, le dăm o colegii acolo și lucrați voi, și Când era important, spuneam, acum uitați-vă la ce fac eu, că este importantă și informația asta pentru voi. Iar ceilalți cu care organizam așa fel încât băgam un rit foarte bun, dar un rit mediu, ca ei de jos să vină și aproape, cei mai în vârf să aibă și ei de lucru. Deci, este esențial ca activitatea să fie cât se poate de încărcată pentru copil. Și acum, uite, hai să facem așa. 23 ori 100 ori 101. 23 ori 101. Spus-mi paranteză. Da, e de aiurea. Ai dreptate. 103 ori 23 ori 101. Te faci, te gândești ce să faci aici, nu? Că e pentru prima dată când întâlnim așa o mulțime. Cum avem un pic de experiență, pe 101 se schimbe desfășurat. Să zicem egal cu 23 ori în loc de 101 să zicem cum s-a scris desfășurat. 100 plus 10 plus 1. 100 plus, nu-i 10, n-am nicio 10. Plus 0, 10. 100 plus 1. Dacă e 10, sunt 0, 10. Deci înseamnă 100 plus 1. Și acum 23 îi atacă pe amândoi termenii și este egal cu 23 ori 100 și plus 23 ori 1. 23 ori 1. Nu? Așa am vorbit. Ăsta din față, pe toți cei din paranteză, se mulțește cu toți din cei din paranteză, cheamă asta 23 ori 100. Ori 100. Ori 100. 3 ori... Pune 23 ori și 1. 23 ori 1 face 23, da? Și câte 0 îi pun? 2. 2. Plus și încă 2 0. Cum se citește asta? 2300. Corect. Și plus 23 ori 1. 23 ori 1 te face? 23 ori 1, 23. Plus 23. Te rog să spui cât face acesta strâns, concentrat. 3 numărul ăsta strâns. La sute... 400. 2000 rămâne. Nu mai avem nici 1000 până de la. Sutele rămân 300. La 10. Iată. 20 de aici ocupă locul aici. 2323. Asta este. Asta este. Deci rezultatul este 2323. Deci ai tras cu coada ochiului și ai văzut rapid. Sutele rămân la fel, miile la fel, zecile se modifică și 3 la unități. 2323. Vezi? 23 ori 101 părea să fie o înmulțire foarte dificilă. Dar în clipa în care am încercat să vedem concret, nu-i chiar deloc dificil. Trebuie să mai vedem 23